Salutare motoriști și bine v-am regăsit pe canalul Bikerman. Un canal cu de toate, un canal mișto, un canal superb, un canal în care veți găsi orice, orice, orice. Haha, glumesc. Băi motoriști mei, bine v-am regăsit. Într-un final, îmi spăl și eu motocicleta. Într-un final, pentru că am mai zis și acum câteva zile că o spăl, dar ce să vezi, nu am avut când. Pentru că a trebuit să stau un pic, nu m-am dus și eu imediat să spăl, am dat niște ture, s-a încins foarte tare motorul, după ce a intervenit ceva și a trebuit să plec, pentru că nu se răcise încă ca să o pot spăla, așa că mai băgăm o fisă astăzi, încercăm astăzi, poate cine știe, o spălăm, bă, dar ce aglomerație, mă, câte mă ceasă, 4.35, am înțeles de ce e așa, de ce e foleala asta, foleanos. Bă, nici nu știu cum e în București, nici nu vreau să știu cum e, pentru că cred că e nebunie, cred că e haos, cred că e jale. Dar bine, pe motor, să fim serioși, nu se simte atât de tare aglomerația, dar acum depinde, uite, că cred eu, poate, nu știu, dacă mă contraziceți, cei care mă mai urmăriți prin București, acolo cred că oamenii sunt șoferi, sunt mai obișnuiți cu motocicliștii. În Bacău, să știți că nu prea, e cam dură lumea cu motocicliștii, să zic așa. Adică șoferii, cam duri cu motocicliștii, pentru că nu prea se dau la o parte cei drept. Câțiva se dau, rest nu prea. Și în București am văzut așa pe la unii pe care îi urmăresc că bă, se mai dau șoferi, adică nu-i chiar, știi, răutatea asta, dar eu știu să fie la noi șoferii mai răi, habar n-am. A, mă, nene, nu ești nici pe hăiți, nici pe cea, dă-o un pizda, mă, să uite-l oleac. Bă, unde te uiți, bă, ghiolbane, bă, te-ai un pui mie de prost care trece de pe bandă pe alta. Bine că dai prioritate la pietoni, că benzile te-ai futut pe ele într-o parte în alta. Vai de steaua ta, bă, ce prost să-ți mă. Făcuți grămadă, nu am ceva. A, bă, nene, bă. Nene, e roșu în puii mei. Nu ne uităm, a, ce-o treabă, mă. Uită-l alea, că le-l fetem. Bă, bă, iată-le, bă, ce cu felul mâncați așa. Nici o treabă, nici o treabă n-am avut, să-mi bat piciorul. A, bă, ce puii mei frânezi așa, mă, frate, din metru în metru. Bă, 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 nebunesc cu voi, mă, nebunesc. Uite-l, bă, uite. Ha, s-a gândit acum, face și el stânga, mă, mâncați aici gura lui. Hai, mă, nene, mă. Aoleu. Un individ a intrat pe pagina mea de Facebook, pe Bikerman, oficial, ceea ce vă îndemn și pe voi să faceți, pentru că să vedeți lucruri faine și acolo. Și la o postare unde aveam, cred eu, cred că am, dacă nu mă înșel, 40.000 de vizualizări, dacă nu mă înșel, da, cred că 40.000 de vizualizări, mi-a lăsat un comentariu, bă, nu tocmai prietenos, și nu numai că nu e prietenos, dar este foarte agresiv, diabolic, și amenințător, zic eu. Ăsta fiind al doilea mesaj, pentru că acum ceva timp am mai primit un mesaj tot de la un șofer, care numai șoferi nu sunt ăștia și sper să nu fie, pentru că dacă sunt în pericol public, în care spunea că domnule, ce a frânat ăsta, un șofer care e foarte supărat pe motocicliști și la fel m-a amenințat că abia așteaptă să intre cu tirul într-un motociclist, era șofer de camion, nici am înțeles. În fine, ăsta e un mesaj mai vechi. Dacă îl căutați pe YouTube, o să găsiți și postarea cu mesajul ăsta. Dar am primit pe pagina de Facebook un alt mesaj, la o altă postare,
V-am zis, care are, zic eu, destul de multe vizualizări, 40.000 de vizualizări are acea postare, multe reacții. Dar s-a trezit unul să spună că mai duceți-vă în pula mea de motocicliști, ceva de genul ăsta. O să vă pun mesajul și o să-l vedeți. Mi-am zis, prietene, de ce ești supărat? Ești pe stop? Ce ai pățit? La fel m-a luat la înjurat, dar nu numai atât, spunându-mi că abia așteaptă să dea cu mașina peste un motociclist. Bă, astfel de gândire, o astfel de gândire, o astfel de manifestare publică, pentru că e publică, având în vedere că nu mi-a dat un mesaj privat și l-a postat să-l vadă toată lumea, clar e public, pentru că clipul ăla a fost văzut de mii de oameni, da? Și atunci, cumva, ce să înțeleg? Să mă simt amenințat sau e doar în spirit de glumă? Deși o să vă pun postarea, o să vedeți și voi despre ce este vorba și chiar sunt curios să-mi spuneți cum ați reacționat voi, ce ați face, ce ar putea face poliția, ce ar putea face medicii, psihiatrii, adică cei care își dau avizul atunci când dai de permis și faci dosarul cu astfel de oameni. Adică, pe cine îi întreabă și pe ei de sănătate? Ce putem face să nu avem astfel de oameni în preajma noastră? Nu numai în preajma noastră, dar în fața noastră sau în spatele nostru, în trafic. Cum să zic? Deja este al doilea mesaj. Să mă simt amenințat. Este o amenințare. De ce sunt șoferii atât de agresivi? Să mă simt amenințat sau cum? Adică nu înțeleg. Nici nu mă interesează de unde este respectivul. Nici nu m-am uitat de unde este. Pentru că pur și simplu prima dată am tratat în râs, dar apoi m-am gândit mai bine și am zis, bă, ce-s cu oamenii ăștia? Ce putem face noi, comunitatea în general, nu doar comunitatea moto, ce putem face să stopăm astfel de oameni, să-i tragă cineva la răspundere, să, nu știu, să existe posibilitatea, legea, această lege în care să dai de mai multe ori pe an testul psihologic, psihiatric, nu știu, ce se poate face să ne simțim în siguranță, pentru că nu știu respectivul dacă are cu mine ceva neapărat sau cu motocicliști în general, oricum el nici nu prea a înțeles la cine se referă sau a lăsat pur și simplu un mesaj, el nici măcar nu știa ce se întâmplă acolo, fapt pentru care cred că nici nu a înțeles acea postare, pentru că acea postare era una, nu știu, banală, cu filmări din trafic, adică nimic deosebit. Pentru că el ulterior și-a dat seama că, bă, stai așa că, tu ești autorul, da? Păi băgă-mi și nu știu cum și nu știu ce și tralala în gâtul tău. A, mersi moșu, mersi. Adică, bă, ce-s cu ăștia, mă, ce-s cu oamenii ăștia? Ce se întâmplă la noi în oraș? În oraș, în România, în general, pe străzile astea. Ce fel de oameni circulă nestingheriți și și sunt un pericol public, pentru că ăștia sunt cazuri de psihiatrie, de nu știu, adică what the fuck? Să vă mai spun că abia am spălat-o, nici nu vreau să știu ce e pe lanț, bă, și l-am uns ieri, mă, fale, uite și tu ce drum am prins. Drumurile noastre toate vor fi asfaltate, dar nu se știe când. Niciodată pe pământ. Bă, băiatule, bă, uite, mă, ce e aici, bă, uite, leacă. Faleș, din câte știu eu, strada, cred că mai sunt 2 km, poate 3 până la stradă, până la asfalt, adică. Este jale. Și mai vin și din ăștia să mai mă prăfuiască, știi? Bă, și abia am spălat, bă, abia am muns-o. Abia am făcut-o, alu. Nu-i bine, nu-i bine. Dar merge și un pic de off-road. Mă înțeapă inima să merg mai tare, pentru că știu că se pune praful și parcă nu ajunge lanțul imediat. Abia l-am uns ieri. Dar cât să fă, n-ai cât să fă. Uite așa, uite așa. Era mai bine, sincer, dacă era un pic așa, ca după ploaie, știi, bine, să nu fie bălți, să nu fie moale, dar știți când e aproape să se usuce pământul, nu se ridică nici praful, e mult mai ok, dar așa, uite și tu ce e aici, așa, bă, băiatule, bă, bă.
Deja e nasol că mi s-a încălzit tare și motorul, s-a încins pentru că am mers cu a întâia, a doua, cred că cu a doua am mers, dacă nu mă înșel. S-a încins de la a luat zbenga. Cum simt picioarele, cum se încălzesc așa, știi? Da, e clar, oricum m-am pișat pe ea de spălare și de ungere a lanțului, că am băgat-o pe aici. Dar nu prea am știut nicio, ah, și vine și tirul ăla, mâncați așa. Măcar s-a pus să fac eu stânga acolo. Dar nu cred. Dacă merg mai repede, da. A, mă face ăla toate arjalea de tir să te bată, că acum te-ai găsit să vii pe aici. Bă, bă, bulanjiule, bă. Da, e clar, am făcut lanțul de praf, asta e clar. Bă, face și ăla acum șmecherie, uite-l alea, că cum vine mâncată și... Deci n-ai ce să, n-ai cum să te ferești. Bravo, mă, băiatule. Vai de capul meu și de zilele astea, bă, cu străzi neasfaltate în 2023, băga mea și piciorul să-mi bag. Nu sunt stare să lege două comuni, două sate, puii mei la 25 de kilometri de oraș, de roman, steaua lor de proști, care sunteți proști. E clar, e plină de praf toată, n-am ce să-i fac, din păcate. Că ar fi o variantă să merg pe aici. Parcă nu se ridică atât de tare praful, știi? Jale, te apucă nervul, te apucă disperarea, te apucă nebunia, frate, nebunia. Să ai ceva în 2023, drumul neasfaltat, bă, n-au nici, nu mai zic că n-au gaze, n-au apă, n-au nimic, frate. Cu toate că e mișto să te plimbi prin spledoarea asta de peisaj, e... Uitați și voi ce câmpuri se văd încolo, dar nu, hai să nu cad întâi, stai așa. Uite încolo ce frumos se vede, bă, e splendid peisaj, e frumos tare. Câmpuri de rapiță, poze, ce vreți voi? Dar drumul lasă de dorit, frate, adică nu poți să atragi oameni, nu poți să atragi turiști. Să, na, până la urmă să facă și poze rapiță măcar, dacă ai astfel de drum. Un astfel de drum. Da, în sfârșit, asfalt. Evrica. Am ajuns și la asfalt. Dar e supravegheată video, mă. Asta e bine, e bombă. Deci avem supraveghere video, dar nu avem nu avem asfalt. Of, 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 of. Pe aici trebuie să ies către Miclăușeni. Am vrut să o scurtez, dar proastă decizie. Pentru că, na ce drum am prins, băi, și-am spălat-o, mă, băi, și-am uns și lanțul, deci, alea. Trebuie să te gătesc din nou, să te fac chiar bela. Dar e profi, evident, de ce nu, să fie profi.